că încep să apară topoarele. Acolo este. Acolo este cel puțin este roșu. E roșu din ochi și îl merită. Deci v-am spus Stelianu Filip, jucător care își pierde efectiv mințile când vede roșu-albastru în față. Este a patra eliminare a lui Stelianu Filip într-un meci contra FCSB. Ce are băiatul ăsta oare? Care e problema lui? Deci și-a căutat-o, a intrat de două sau de trei ori urât la rând în aceeași fază. A busculat, n-a lovit pe ultimul la rașchetat. Iată, dar a urmărit, iată cum s-a dus special pentru a-l ataca pe adversar. Nu știu dacă îl lovește neapărat foarte tare, parcă mai mult a sărit aici Vali Gheorghe. Da, dar intenția a fost clară. Da. A fost clară intenția, te curăț. A apărut și Iulian Mihăescu, secundul lui Bonetti. Filip își lasă din nou echipa în inferioritate numerică, iar asta cred că a trebuit să enerveze mult pe suporterii lui Dinamo. Și pe conducător. Pe de altă parte, știu ce spui, dacă mă uit strict la reluare, parcă nu este de cartonaș roșu. Problema este că el a fost în formă continuată, ca să spun așa. A încercat la mijlocul terenului, a avut un clinch ceva mai devreme acolo cu Iulian Cristea, care a sărit în cârcă. Iată și intervenția de mai devreme, de la lovitura liberă obținută chiar de Cheșeriu și de reușita apoi din acea lovitură liberă a vârfului FCSB. Cred totuși, Emil, că galbenul ar fi fost mai indicat pentru Stelianu Filip pentru faza asta, dar sigur, așa cum spuneai, are antecedente, da? Și faptul că nu și-a lovit adversarul, nu știu cum să zic, nu-l cauționează, da, pe Filip, pentru că nu l-a atins, nu l-a prins. Filip nu vrea să iasă și vociferează, probabil că Ișvan Kovac are ceva de spus, are ceva de scris la final. Filip părăsește terenul în lacrimi, are o problemă de natură psihică. Apare acolo Mihai Stoica, încercând să-l protejeze cumva pe Stelianu Filip.